Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există o prăjitură celebră, înțeleg. Acum am aflat, dar ea este faimoasă și a creat un proces major. E un lanț mare de supermarketuri, Marks & Spencer. Da. Care în Marea Britanie. Avem și noi, dar numai cu, cu hăini. Da, credeam că... La un moment dat au încercat să aducă și mâncare, dar n-au avut succes, s-a închis. Eu credeam că vând numai maieuri pentru pensionari. Marks & Spencer. Mi-am și luat de acolo de câteva ori. Eu am avut surpriza când am fost prima oară în Anglia. Da. La meciul Middlesbrough, nu? Să constat că ăla e supermarket. Da. Și am văzut Marks & Spencer și când am intrat, aia vindeau pere, mere, banane, iaurt. De toate. Și într-un colț erau și trei boarfe, știi? Da. Trei care haine. La noi făceau trei obiectul haine. Unui... Da. Haine. Da. Deci Marks & Spencer dă în judecată Aldi, e un alt lanț de... Aldi este în Germania un supermarket important. Da. Mă mir că nu e și la noi. Pe important. Care îl acuză de copierea prăjiturii în formă de omidă. Colin. Băi, de ceva mai hidos n-am văzut în viața mea. E și o poză cu prăjitura în formă de omidă. Este o omidă așa de asta, cu corp de ciocolată. Da, e o ruladă tăiată, practic. Da, e o ruladă. Care a făcut o omidă. Și pare să fi fost o omidă de asta care e ca șoareci. Respectiv, a mâncat numai fast food toată viața. Are un aer complet tălâm, bătesc cu limba așa pe afară. Așa. Da. Și Aldi a făcut și el. Adică, mă rog, lanțul ăsta super. A făcut și prăjitura în formă de omidă. Marks & Spencer au spus, este doar omida noastră. Nu permitem copierea omizii. De ce? Bătaie pe omizi. Păi, pe bune. Și există un proces, adică s-a depus o plângere în baza proprietății intelectuale la înalta curte și se cere, deci Marks & Spencer cere Aldi să scoată produsul omidă de la vânzare și să nu mai vândă niciodată nimic asemănător. Nimic asemănător, adică probabil nici râmă, miriapod, carcala cu multe picioare, cum Dumnezeule, știi? Nu înțeleg care este povestea. Și Marks & Spencer e primul retailer care a vândut o prăjitură în formă de omidă. Se scrie, băi, cu ce au rămas ăștia în istorie? Bă, ăștia au inventat prăjitura în formă de omidă. Da, da, da. Deși eu știu că în România se mai vând și omizi sub formă de prăjitură, așa. Pe de altă parte, eu n-aș mânca, bine, eu nu prea mănânc dulce, dar eu am această problemă, nu pot să mănânc niciun fel de ciocolată, prăjitură, ciofii. Așa. Care are antropomorfică sau zoomorfică. Adică dacă e în formă de om sau animăluț. Adică nu pot să mănânc, de exemplu... Ursuleț Haribo mănânci? Nu. Nu mănânc. Deci nu, dar nu mănânc asta. E ciudat pentru că orice copil sare direct la detaliile de pe o prăjitură, de pe un tort și așa mai departe. E ciudat ce spui tu. Moș Crăciun de ciocolată, de exemplu. Așa. Nu pot, mi se rupe sufletul. Cum să-i rup capul? Nu înțeleg. Începești tu cu un picior. Nu, e sinistru. Iepuraș, ce să-i rupi urechile și să-i mănânci nasul de iepuraș? Nu ți-e milă de el? Păi bune, am asta. Nu reușesc să mănânc prăjituri sau... Dar dacă e de marțipan ceva și sunt omule sau cum se mai întâmplă pe la unele... Deci asta e explicația pentru care eu când mă duceam prin vizite găseam la unii până iunie Moș Crăciun și iepuraș. Nu neapărat. Nu neapărat. Mâncai? Da, cum? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.